Namaste, dragile mele, Diana sunt și am astăzi alături pe invitata noastră specială, Corina Cocoș, cu care ne-am mai întâlnit până acum, așa că ne continuăm seria întâlnirilor noastre live pentru creșterea voastră personală și pentru libertate. În primul rând, asta cred că e tema tuturor întâlnirilor noastre pe care le avem pregătite pentru voi. În primul rând, aș vrea să știți despre Corina, poate nu o cunoașteți foarte bine până acum, că ea este o persoană care s-a aflat într-un loc de muncă foarte mult timp și a lucrat ca inspector la Banca Națională, însă nu și-a găsit acolo împlinirea. Și aici am un punct foarte comun cu ea și, după cum vedeți, nu ține de vârstă, nu ține de anii pe care îi ai în spate într-un anumit domeniu, ci ține de acel moment, acel punct cheie în care realizezi că ceea ce faci, de fapt, nu te împlinește pe tine emoțional. Și a decis să facă o schimbare și această schimbare a dus-o pe ea într-un cu totul alt drum, în care astăzi se simte o femeie împlinită, antreprenoare, liberă, capabilă să-și deschidă și să aibă propria afacere, propriul program și multă împlinire sufletească, multă împlinire emoțională, ceea ce ne dorim cu toții. Știm că atunci când asta lipsește, oricât de mulți bani am avea, până la urmă nu aia contează. Important e să facem o muncă ce ne aduce această împlinire. Banii putem să-i facem oferind servicii. Astăzi ea este bunică, este mama a doi băieți, recent bunică, s-a întâmplat să se afle chiar în momentul evenimentului cu mine într-un sejur la Călimănești și vreau să o las pe acum să ne dea pastiluța de fericire pentru ziua de azi. Corina, ce ne-ai pregătit? Bună, draga mea, Diana! Știi că te iubesc enorm, ești absolut minunată și mă bucur că ne-am găsit în această viață. Cred că ne așteptam una pe alta de foarte mult timp. Simt că mi-aparții, simt că suntem așa pe aceeași lungime de undă și ca să nu mai, pentru că timpul ne presează, da, voi trece direct la subiect. Am pregătit un subiect interesant, a spune eu, și anume despre obiceiuri sănătoase, despre acțiune și așteptări. Sunt pregătită, am caietelul, nu se vede, dar uite-l aici. De fiecare dată mi-am notițe și e un demers foarte plăcut, mai ales când tu predai atât, cu atât de multă pasiune. Sunt... Okay. Felicitări încă o dată și admir că ești atât de educabilă. Cred că aici e un punct foarte important pentru noi toți. O mare diferență o face în viața noastră această calitate, a spune, sau iată, obiceiuri, dacă vorbim astăzi despre obiceiuri, să devenim educabili, chiar dacă poate până acum nu am fost. Și am să încep cu un citat care mie mi s-a părut extrem de interesant și conform subiectului pe care îl abordez astăzi, și anume: fii atent la gândurile tale, pentru că gândurile tale devin cuvintele tale. Alegeți cuvintele pentru că ele devin acțiunile tale. Înțelegeți propriile tale acțiuni pentru că ele devin obiceiurile tale. Analizează-ți obiceiurile pentru că obiceiurile devin caracterul tău. Dezvoltă-ți caracterul pentru că el va întoarce înapoi propriul destin. Și chiar dacă n-ai reușit să notezi tot, nicio problemă, pentru că ne vom lua, deci cumva tot acest citat îl voi lua punctual și îl vom discuta și începem evident cu gândurile noastre. În ultimul timp, ce am observat din toate înregistrările pe care eu le ascult și tot ce am mai citit, se vorbește foarte mult despre monitorizarea gândurilor. Corect, și îmi place ce cuvânt bun ai ales, monitorizare. De multe ori aud cu control și nu-mi place deloc. E așa, parcă apare, văd semnul de interzis când aud control, știi? Pe de altă parte, monitorizare mi se pare extrem de potrivit. Mulțumesc că mi l-ai dat, că de multe ori caut să schimb și zic, nu vreau control, nu vreau alt cuvânt și uite, perfect, a venit acum de la tine. Monitorizare. Cu mare drag, ce vreau să subliniez de la început este că și eu sunt un om care am învățat permanent. Erau ore și nopți întregi în care citeam și ascultam înregistrări de la oameni de succes, pentru că dintr-o mentalitate de angajat nu ai cum să ajungi la o mentalitate de antreprenor. Deci ai nevoie de mult studiu, da? Multă cercetare și multă... Deci ce vreau să spun e că nimic din ceea ce spun eu aici nu mi-aparține. Și eu, la rândul meu, m-am lăsat inspirată de vorbitori senzaționali. Deci toată această informație am îmbrățișat-o și am adus-o în sufletul meu și în capul meu, în gândurile mele, în tot ceea ce devin eu, de fapt, și am devenit. Bun. Spuneam că începem cu gândurile, da? Monitorizarea gândurilor. Dar să mă te rog să mai repet o dată ce ai spus, pentru că e atât de important.
și eu am avut o carte pe care am citit-o pe tema asta și spun din experiență, mai ales când cineva vrea să înceapă o afacere pe cont propriu, de orice fel, online, offline, nu contează. Noi credem că e despre altceva. Credem că e despre cifre de afaceri, despre furnizori, despre produsele noastre, despre servicii, da? Poți să fii efectiv freelancer, să oferi tu propriul tău talent. Nu. Este exact despre ce ai menționat aici. Este fix despre a trece de la mindset-ul de angajat la cel de antreprenor, care e total diferit. Eu sunt convinsă că majoritatea business-urilor care nu reușește aici în această afacere, este fix în această cauză, pentru că n-au mindset-ul. Au tot altceva și se gândesc de ce pică. Știi? Cum poți cu toate puse pe hârtie, pentru că dacă nu stăm în zona asta de mindset, chiar nu reușim. Am fost norocoasă să întâlnesc niște femei pe internet care învățau oamenii, femeile, să treacă de la un job de la 9 la 5, de fapt să țină jobul și să facă și altceva pe deasupra, fără să se epuizeze. Și în cursul lor spuneam, și avem și componente de mindset, că altfel programarea este 9-5 și nu putem cu programarea aia să clădim nimic, nici cu cel mai perfect plan de business. Mulțumesc mult, Corina, te las. Și eu îți mulțumesc și bineînțeles că mi-ai aruncat mingea la fileu. Da, dacă vorbim despre acest aspect, aș sugera cărțile lui Robert Kiyosaki, pe mine m-au ajutat foarte mult. Deși sunt absolventă de ASE. Ceea ce am învățat din cărțile acestui om, senzațional, e unul dintre finanțiștii anilor 2000, cu foarte multe bestseluri, cu mare succes și în România, da? Tată bogat, tată sărac, Hadranul banilor, da? De acolo am învățat, de fapt, că trebuie să-mi schimb mentalitatea, să mă duc spre zona antreprenoriatului și, da, nu e ușor, pentru că vorbeam despre cum ne monitorizăm gândurile. Nu spun că este ușor. De ce spun asta? Pentru că întotdeauna gândurile noastre cumva se duc spre o tentă negativă. Și atunci, cum facem noi să ne ducem pe o zonă pozitivă? Și mi-amintesc când am îmbrățișat acest sistem cu mare drag din prima secundă în care am aflat despre el, s-a pus o întrebare. Te-ai gândit vreodată că ești media celor 6 oameni care te înconjoară? So good. Da. Da, m-am gândit cu profunzime la această întrebare, mi-am răspuns și m-am gândit că da, trebuie să schimb direcția, adică să mă duc către oameni de succes. Și ce am făcut? Oamenii. Și ce am făcut? Am ascultat zeci și zeci povești de succes, am citit povești de succes și cumva m-am asociat cu acești oameni, adică mi-am dat seama că și ei sunt oameni obișnuiți ca și noi, nu au nimic spectaculos. Doar că au făcut ceva cu o disciplină extraordinară. Uh-huh. Și și-au monitorizat gândurile, da? Corect. Așadar, ca să concretizăm această frază, ce avem de făcut? Lecțiile pe care eu le-am primit au fost așa. Să stau într-un mediu de succes, cu oameni de calitate, cu oameni de succes, dacă eu vreau succesul în viața mea, și să am grijă ce hrană pun în creierul meu. Și cineva spunea atât de frumos că de foarte multe ori noi ne gândim la hrana de la gât în jos, la urtică, și uităm de hrana care trebuie să o punem de la gât în sus. Deci, foarte important ce hrană îi dăm creierului nostru. Ne invadăm de știri și vești negative, fix asta vom fi cu gânduri negative. Îmbrățișăm lucruri pozitive și fraze pozitive și oameni pozitivi, așa vom fi și noi. Da? Corect. Bun. Așadar, trebuie să faci ceva diferit. Dacă toată lumea o ia în partea dreaptă, tu du-te în partea stângă. Ca să trăiești diferit de toți ceilalți. Uh-huh. Când oamenii se odihneau, eu făceam acest business, pentru că nu-mi rămâneau decât câteva ore. De ce? Pentru că eram și mamă, și soție, și gospodină, și toate lucrurile la un loc. Mergeam și la job, țineam și 12 contabilități, oare când mai era timp și pentru această afacere? Mai rămâneau niște ore. Mulțumesc mamei mele că m-a ajutat în creșterea copiilor și am putut într-adevăr să mă pot concentra pe această afacere. Nu știu dacă vreodată, exact cum discutam noi două, am putea să întoarcem tot ce au făcut părinții pentru noi, dar e bine și mulțumesc în fiecare zi că există și mă simt binecuvântată cu mama mea. Bun. Fă un angajament să plătești prețul de schimbare. E foarte greu lucrul acesta, dar iată ce spune John Maxwell. Dacă schimbarea nu te costă nimic, atunci nu e o schimbare. Corect, da. Asta, deci spun asta nu ca să suferi, ci dacă te simți în disconfort, înseamnă că este ok. Mm-hmm. Câteva fraze despre frică. Frica provoacă inacțiune. Când oamenii au frici, ei devin inactivi.
De regulă. Asta mai zi-mi o dată, te rog. Când oamenii au frici, ei devin inactivi. Okay. Da. Nu întâmplător vorbesc despre frică, pentru că suntem într-o perioadă ciudățică, da? Și mulți oameni s-au blocat și nu mai acționează din cauza fricii. Da. Da. Corect. Și iată ce spun acești oameni minunați. Să accepți frica. De ce? Iată un studiu care s-a făcut la Universitatea din Michigan și spune așa, că 60% din fricile noastre nu au niciun sens, pentru că ele nu vor deveni niciodată realitate. Deci toate sunt în mintea noastră. Da? 20% din frici sunt de domeniul trecutului. Genial! 10% din frici nu se vor produce, nu vor produce o diferență majoră. Și atenție, doar 4-5% sunt frici justificate cu adevărat. Asta e vestea bună, că doar 4-5%. Da, asta e momentul să monitorizăm un pic. Să vedem câte din gândurile noastre sunt, și mai ales din acțiunile noastre, că e așa, exact cum ai spus tu cursul. Dacă știi că ești în zona de inactivitate, uite-te în spate să vezi ce frică ai. Și apoi uite-te pe research și vezi că s-ar putea să fie în cealaltă zonă de 60, 20 sau 10. Șansele sunt mult mai mari să fie acolo. Și schimbă ceva, cum ai spus, primul pas când accepta acea frică. Minunat! Exact. Deci bune, Corina, îmi place așa. Știri bune, pe pozitiv. Ce mă bucur! Și iată ce spun oamenii aceștia. Concentrează-te pe ceva ce poți controla. Și ce poți controla? Respectiv un vis, dacă dorești să ți-l realizezi. Că tot ce vorbeam de ună zi despre visuri. Poți controla acțiunea. Poți controla strategia de a-ți realiza scopurile. Tu poți controla ce citești, ce asculți, ce acțiuni faci. Iată câte lucruri poți controla, care te duc de fapt la succes. Corect. Și acum mă voi da exemplu. Vorbeam de obiceiuri sănătoase. Am reușit să slăbesc 7 kg în 6 săptămâni cu ajutorul unui program, mulțumesc, senzațional, care nu este doar pentru a da kilograme jos, ci pentru un stil de viață sănătos. Și ce spunea acel program? Să-ți monitorizezi zilnic activitatea, acțiunea, adică ce ai mâncat, ce alimente ți-ai cumpărat, practic am început cu 5 zile de pregătire, pentru că totul e în creierul nostru, deci mi-am setat. Da, mai set. Da, doamnă, dacă exact. Te dă important, ăsta e pasul pe care foarte mulți oameni îl sar și pe care l-am sărit și înainte. Exact. Pe orice exact. Nou obicei. Știu că, uite, exact. Vorbim cu trezitul de la 5 a.m. la 5 dimineața. Păi, prima săptămână e cea în care te pregătești mental că se va întâmpla. Deja te vezi acolo, îți imaginezi că se întâmplă ca să-ți creezi acea parte, îți pui alarma, o închizi, ok, încă n-ai ajuns acolo. Dar deja știi că se întâmplă, creezi această realitate în mintea ta, ca apoi să se transforme în realitatea asta de zi cu zi. Fără asta, șansele de succes, după cum știm, sunt aproape nule. Deci, da, minunat, bine menționat, și mai ales pe zona de slăbit sau efectiv de schimbat stilul de alimentație în ceva sănătos. Minunat. Deci, bun. Am monitorizat mesele, am monitorizat alimentele, am gândit mesele. De ce? Pentru că până atunci mâncam alandala. Adică n-aveam nici mese regulate, nici nu mă controlam cât mănânc, mi-am cântărit cantitățile de mâncare. Cu alte cuvinte, se poate. Deci iată, acesta era un scop al meu pe care îl aveam de foarte mult timp. Era acolo pus atât în minte cât și pe hârtie, dar nu aveam disciplina și nu aveam aceste gânduri sănătoase de a-mi realiza scopul. Nu aveam obiceiurile sănătoase de a-mi realiza scopul. Deci iată ce înseamnă obiceiuri sănătoase. Și acum, pornind de aici, poți orice să realizezi. Poate sunt persoane care vor să lase de fumat, poate sunt persoane care vor să facă o schimbare în viață. Absolut orice se poate cu ajutorul monitorizării gândurilor și activității. Și, bineînțeles, cu foarte multă disciplină. Și am să închei tot cu minunatul John Maxwell, care spune așa, nu pot niciodată să elimin frica, dar nu o voi lăsa niciodată să mă domine. Ce fain! Da? Foarte fain, Corina, mulțumesc tare mult. O să fac așa, dacă îmi dai voie, din ce mi-am notat eu aici, doar o scurtă trecere în revistă. Te rog. Am vorbit despre ceea ce însemnat obiceiuri și am început de la această corelație între, și o să menționez doar cuvintele cheie aici, cu gând, cuvânt,
acțiune, obicei, caracter și destin. Iar apoi Corina ne-a povestit despre cum un mediu de succes ne ajută în realizările noastre și devine o hrană pentru minte, că dacă toată lumea se duce la dreapta, noi să facem stânga, e o regulă bună pe care vrem să o aplicăm în viață, și faptul că dacă schimbarea nu costă nimic înseamnă că nu este valoroasă, deci ar trebui să fie acolo un preț și prețul nu înseamnă că pierdem ceva, asta citeam și eu recent și învățam, nu pierdem ceva, ci renunțăm la ceva ce nu ne este folositor. Ca și cum o bluză care nu-ți mai vine sau nu-ți mai place, o dai la o parte, îi mulțumești, nu mai e acolo, înseamnă că ai pierdut-o. Că atunci când oamenii au frici, ei pot să devină inactivi și că e important să ne controlăm pe ceea ce putem controla. Visuri, acțiuni, strategii, gândurile noastre. Și că aceste obiceiuri sănătoase se implementează și avem rezultate, cum a explicat Corina, și cu disciplină și cu toate cele menționate mai sus. Poate că ar mai fi o singură frază, la fel m-a inspirat din ce ai spus acum, niciodată să nu ascultăm de cei din care încearcă să ne tragă în jos. Pentru că de foarte multe ori noi ne lăsăm pradă cuvintelor persoanelor dragi. Da, deci dacă tu ți-ai canalizat drumul, știi exact ce vrei, ți-ai stabilit scopul, ți l-ai scris, îl vizualizezi zi și noapte, știi ce-ți dorești și ai găsit vehiculul prin care tu să-ți realizezi acel scop, nu trebuie să asculți la oamenii din jurul tău care spun nu o să reușești, asta nu o să meargă, nu e ok pentru tine. Chiar și cei mai dragi oameni care încearcă să spună așa ceva. Tu du-te înainte, fă-ți cursa ta. Perfect. Aleargă pe cursa ta. Perfect. Sună minunat. Corina, să... Nu o să zic să încercăm, ci efectiv să aplicăm ceea ce am învățat astăzi, să ne luăm notițe, să le revedem și să începem aplicarea, că ăsta e pasul cel mai important. Învățare fără aplicare, am învățat eu după mulți ani, care doar am învățat din cărți, că fără a pune în practică nu s-a rezolvat nimic, din păcate. Asta e sistemul de învățământ în care ne trimitem copiii, dar, slavă cerului, avem acum și toată partea asta alternativă din care învățăm din alte sisteme, din alte lucruri, în care avem aplicații astăzi în care reușim să învățăm, să ne deschidem un video și să avem la dispoziția noastră atâția profesori, nu doar de aici din România, nu doar... Și să facem lucrurile astea în timp ce gătim. Eu azi am gătit. Bine ai zis, da. Da, și am ascultat. Genul de prelegeri pe care le ascultați acum, vă rugăm, puneți-vă căștile, gătiți, dați cu aspiratorul, faceți ce aveți de făcut, pentru că lucrurile astea se duc în subconștient dacă decidem la început să acceptăm ceea ce ni se spune acolo. Și dacă încă nu decidem, măcar suntem acolo în zona în care tatonăm și ascultăm informația și apoi vedem cum funcționează, cum rezonăm. Începutul e cam tot timpul așa, de la început, când auzim o informație nouă, dacă e nouă pentru noi, tindem să o respingem, să o criticăm. Asta e clar, așa funcționăm. Pe principiul acela se activează amigdala din spatele cerebelului și aia e pe principiul de supraviețuire, dacă îmi dă cineva exact, în cap. Exact. Dar nu ne poate omorâ astăzi informația, slavă cerului, nu există niciun astfel de... Nu e o frică acolo reală, e intră în categoria celorlalte, e ceva irealist. Așa că încet, încet ne obișnuim cu toate ideile astea și începem să le învățăm și să facem o nouă școală aici, așa cum încercăm și noi acum să facem pentru toate ascultătoarele noastre. Corina, îți mulțumesc din suflet, ai fost minunată și azi. Te îmbrățișez cu mare drag. Mulțumim și celor care se uită în continuare la noi și care se bucură de aceste episoade și investesc timp în dezvoltarea lor. Ne vedem în episoadele următoare. Să ne revedem cu bine. Te îmbrățișez și namaste tuturor. Namaste și mulțumesc mult de tot. Din inimă.